Un polițist din Petroșani a fost arestat preventiv, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată de numai puțin de 41 de ori, potrivit anchetatorilor. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat 56 de percheziții domiciliare în județele Hunedoara și Alba. La persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, complicitate la contrabandă asimilată și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Din cercetări a reieșit că în anul 2022, 6 dintre persoanele bănuite ar fi constituit, pe criterii familiale, un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigarete. Membrii grupului, sub coordonarea unuia dintre bănuiți, ar fi achiziționat țigarete de contrabandă din Ucraina, pe care le-ar fi transportat, distribuit și comercializat preponderent stradal în mai multe localități din Hunedoara și Alba. Prețurile pentru un pachet variind între 8 și 14 lei, în funcție de sortiment și cantitatea achiziționată. Din cercetările efectuate a mai rezultat faptul că alți 4 bănuiți, neafiliați grupului infracțional, ar fi comercializat în mod repetat țigarete de contrabandă provenite din spațiul extracomunitar. În aceeași cauză se efectuează cercetări cu privire la un bărbat agent de poliție pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, 41 de acte materiale, complicitate la contrabandă și divulgare informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, constând în faptul că în perioada 2018-6 noiembrie 2023 ar fi primit în mod direct sume de bani cuprinse între 500 și 2000 de lei, în schimbul cărora ar fi oferit protecție unor persoane implicate în activitatea ilicită de contrabandă cu țigarete, furnizându-le informații despre efectuarea unor percheziții sau acțiuni de control ce urmau a se desfășura la operatorii economici din zona Văii Jiului. La data de 6 noiembrie 2023 a fost prins în flagrant delict în timp ce ar fi primit mită 1000 de lei în scopurile menționate, se arată în comunicatul emis de Poliția Română. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate 60.000 de țigarete, 56 de telefoane mobile și 30 de cartele telefonice, peste 19.000 de lei și 2.570 de euro, precum și alte mijloace de probă. Alte 10 persoane urmează să fie prezentate Tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare pentru 30 de zile.